Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție, Timpul să vorbim. E timpul să vorbim în această seară despre Consiliul Local, despre ce se întâmplă în Consiliul Local. Așadar, vom dezbate un subiect care precis vă va stârni interesul. Un consilier local îl dă în judecată pe primarul municipiului. Veți vedea în această seară de ce, pentru că l-am invitat în platoul emisiunii pe cel în cauză. Este vorba despre consilierul local PPDD, Florin Velicu. Bună seara, Florian, domnule Velicu. Bună seara, doamna Drăgulin. Bună seara telespectatorilor noștri. Da, este un titlu demn de să stârnească tot interesul. E de prima pagină. Nu mi-am dorit chestiunea asta, dar vrând nevrând este o situație pe care nu o pot tolera. Până ajungem la esența discuției noastre, obiectul disputei dintre dumneavoastră, pentru că bănuiesc că nu e puțin lucru așa, să mergi în instanță și să acționezi în judecată pe primar, da? Pe primarul municipiului. Pe cine ați acționat în judecată? Pe primarul municipiului sau pe omul Nicolae Barbu? Da, bună întrebare. Eu zic că am acționat în judecată pe primarul Nicolae Barbu. Și vă spun și de ce. Ne spuneți de ce, după ce le reamintim telespectatorilor noștri, cine sunteți dumneavoastră? În acest moment sunteți consilier local PPDD. Sunteți director proiect în cadrul ADI, Sănătate asigurată prin apă curată. Corect. Ce să vă spun, în vremurile astea, când PPDD-ul baie banuie, ați rămas un soldat credincios. Sunteți la PPDD? Da, sunt la PPDD. Să nu uităm un lucru și cred că nici giurgiuvenii n-au uitat încă. Au votat la alegerile din 2012 10 consilieri PPDD în Consiliul Local Giurgiu. Da, ați avut o echipă foarte puternică. Jumătate aproape din consilieri, de fapt jumătate din consilierii rămași cu mandat valid, și vă spun și de ce, o să vină momentul să vă explic de ce spun rămași cu mandat valid. Asta este o altă situație, o altă față a medaliei, pe care se pare că domnul primar Barbu vrea să o rostogolească. Discutăm și despre asta. Haideți să nu ne abatem de la subiect. Am spus că vreau să le reamintim celor ce au votat lista dumneavoastră, da? Cine sunteți? Și să ne întoarcem un pic la parcursul politic pe care l-ați avut. Eu îmi amintesc că vremea când erați la Partidul Democrat Liberal. Acum, că ați fost înainte, altundeva, că după... Nu, eu am intrat târziu în politică, am intrat în 2007 și vă spun și de ce am intrat în politică. Am intrat în politică scârbit de ceea ce vedeam în jurul meu, de ceea ce făceau, așa zis, și politicieni de la vremea respectivă. Ați intrat, paradoxal, ați intrat în politică scârbit de politică. Ați intrat scârbit deja scârbit de politică și vă spun și de ce am spus așa. Am spus că am intrat scârbit de politică și în general de cei care făceau politică până la acea vreme, pentru că eram persoana care constatam cu stupoare anumite greșeli pe care le fac. Și am zis că nu este corect să stai pe margine, să privești, să comentezi și să nu te implici. Și atunci am luat decizia să intru într-un partid. Am stat și am analizat spectrul politic, care ar fi partidul care ar putea accede la putere în viitorul foarte apropiat. Am intrat în perioade de opoziție în acel partid, am intrat inițial în PD, după aia în PDL, a fost acea fuziune între PD și PLD. În fine, nu mai intrăm în istorie. Încă o paranteză, trebuie să recunosc că nu am fost de acord cu ce au făcut cei de la PDL în perioada în care au avut puterea totală în România. Am arătat de fiecare dată că nu sunt de acord cu anumite aspecte. Am încercat și în Consiliul Local în mandatul trecut să arăt unde nu sunt de acord și cu ce nu sunt de acord, și cred că vă amintiți și giurgiuvenii, cred că își amintesc de toată situația asta. Și a venit momentul alegeri 2012.
În momentul alegerilor 2012 a găsit organizația din care făceam parte într-o situație nu tocmai bună, să zic așa. Erau niște plecări masive în toate direcțiile, în special către PNL și alte partide. Da, cum se regrupează de orice iar local. Cu câteva ore înainte de a se închide termenul limită pentru depunerea candidaturilor, am luat decizia să merg cu o echipă care eu consideram că poate fi de viitor și poate fi votată de către giurgiuveni ca o echipă bună, o echipă compactă și o echipă care să reprezinte interesele giurgiuvenilor. Interese care se pare că unii dintre componenții acestei echipe și un număr destul de mare, cam jumătate din ea, și nume importante, și-au schimbat prin această ordonanță 55 care a permis traseismul ăsta, zic eu, nu tocmai firesc, dar în fine, este o părere a mea și probabil că timpul va demonstra dacă a fost sau nu firesc. Au părăsit echipa, s-au dus în altă zonă, au tras după ei și alte persoane care, zic eu, că nu erau chiar atât de hotărâți să facă pasul. În fine, cam asta este istoria. Și venim la momentul actual. Vă întreb, au încercat în vremurile astea, au încercat celelalte partide să vă seducă? Să vă atrag în rândurile... Seducție, atracție, nu știu dacă... Să vă promită. Asta e o chestiune care, părerea mea, încă nu s-a închis. Este o situație pe care toți politicienii... Da, am observat că dacă sunt dispuși să facă anumite compromisuri... Am observat, domnule consilier, că în general membrii PPDD sunt deschiși propunerilor venite din... Acum observ că nu v-a convins nimeni. Da, promisiunea au fost. Și pot să spun, au fost. Da? Eu în perioada... Ce partide v-au curtat? Toate. N-are sens. Cele importante, să zicem așa. Da. Da? Toate cele importante. Eu nu am fost de acord să fac pasul către PSD, din considerente pe care le știu foarte bine, și atunci probabil că persoane din jurul meu au spus, da, trebuie să facem de așa natură încât să le eliminăm. Că așa se procedează. În momentul în care ai păreri, în momentul în care pui întrebări, în momentul în care nu ești de acord pe anumite situații pentru că tu știi foarte bine că nu este corect ceea ce se întâmplă, trebuie să fie eliminat mai devreme sau mai târziu. Eliminat și de cei care au părăsit barca până la urmă. Și de cei care au părăsit barca. Pentru că o parte din vină o poartă chiar ei. Dar în fine, și domnul primar Barbu nu este străin de toată chestiunea asta. Adică avea vreo oarește influență în organizația PPDD, eu așa Giurgiu? Știu. Eu așa știu. Sau central? Eu așa știu. Nu, erau niște... cum să zic, aveți gândiri comune. Dovezi în sensul ăsta? Erau niște gândiri comune cu cei care aveau, într-un fel sau altul, decizia. Da, putere de decizie. Și cei care, de regulă, luau deciziile fără să consulte organizația. Eu am fost vicepreședinte al organizației județene și consilier local. La alegerile locale pe mine a căzut sarcina să mă ocup de organizarea alegerilor, deci directorul de campanie al PPDD la nivel de municipiu Giurgiu, eu am fost, da? Colegii mei știu chestia asta, pentru că, vezi, doamne, eu aveam experiență politică, înțelegeți? Când lucrurile s-au pus în ordine, acea experiență politică a uitat-o toată lumea, cine a tras căruța la deal a uitat-o toată lumea a început să-și... Cei care au fost și au beneficiat de această construcție. În speță, cei care au obținut funcțiile de consilieri, care erau pe listele de consilieri, pe locurile eligibile, este firesc să fie așa, atât la județ, cât și la municipiu, că și județul a beneficiat de voturile din municipiu, este clar. Lăsăm la o parte voturile care au fost împotriva vechiului primar, pentru că a generat o emulație pe care era foarte greu să o mai oprească cineva. Giurgiuvenii se săturaseră de multe și nu intrăm în detalii. Și atunci
pe lângă votul împotrivă, da, a fost și această echipă creată care a dat bine în ochii Giurgiu Venilor și care a creat, cum să zic, speranță, a generat speranță, a generat o alternativă la ce aveam până la momentul respectiv. Asta este istoria politică în ultimii ani, să zicem. E prematur să vă întreb ce gânduri aveți? Politic vorbind? De viitor, da, politic, bineînțeles. În momentul de față sunt consilier PPDD, fac parte din organizația PPDD din județul Giurgiu și punct. Ce va fi? Ce a rămas din PPDD? Părerea mea este că a rămas. Mulți vor să nu fi rămas ceva. Nu, vă întreb pe dumneavoastră ce a rămas. Eu zic că PPDD-ul a demonstrat și la alegerile prezidențiale. Prezidențiale. Vorbim, turul 1, unde a obținut un scor destul de important pentru un partid care unii au spus că l-au rupt în bucăți. Nu este adevărat. A fost undeva la 6%, deci părerea mea este că pentru un partiduleț atât de mic, cu structuri atât de... Cum top, să zic, cum ați stat? Bine. Național. Bine, am fost acolo la vârf. Așa că ăsta e adevărul, da, că unii nu vor să-l înțeleagă, nu vor să-l... La centru, chiar nu știu, nu cunosc activitatea. Bine. Și nici nu mi se pare că s-a remarcat cineva. Da, părerea mea este că trebuie să punctăm foarte mult pe ceea ce am ne întoarcem, la, de fapt, trecem la subiectul principal. E vorba despre ședința de Consiliul Local din 29 ianuarie. Da. Acolo, după acea ședință, ați ținut prima pagină în presă, în presa online. Ați fost și ridiculizat puțin, aș putea spune. Și să ne amintim, nu ați votat la punctele 1, 2, 3, la primele 4 puncte, v-ați abținut. Era vorba despre acordarea titlului de cetățean de onoare a celor 4 primari post-decembriști. V-ați abținut. Da. De ce v-ați abținut? Părerea mea este că acea abținere a mea de la respectivele, de la votul acelor puncte, nu a fost în niciun caz datorită faptului că am ceva cu acele persoane. Să înțeleagă toată lumea, nu am nimic cu acele persoane. Ați fost singur? Și nici nu sunt, nu singur. Nu? Au mai fost încă 4 colegi. 5 voturi au fost, 5 abțineri. Dar în fine, deci nu am nimic cu acele persoane, nu sunt genul de om care să perii pe cineva. Dacă am ceva de spus, spun franc direct ce am de spus. Deci astea spuneți sunt... franc acum de ce v-ați abținut. Eu am considerat că nu este momentul pentru astfel de... pentru... un eveniment atât de important. Eu aș fi văzut ca aceste titluri de cetățeni de onoare să fie, eu știu, de ziua orașului, alese altfel, nu pe niște, pe repede înainte, să spun așa. Din punctul meu de vedere, domnul primar s-a gândit bine, arunc cartoful fierbinte în mâna consilierilor și să vedem cum îl manipulează, cam asta a fost. Traducere liberă și scurt, da? Eu am sesizat asta, de-aia m-am abținut, pentru că am considerat că nu este momentul, nu s-a organizat cum mi-aș fi dorit eu să se organizeze un astfel de eveniment. Și cred că am spus tot. Este dreptul meu, ca și consilier, să mă opun atunci când consider că lucrurile nu sunt așa cum mi-aș dori eu să fie. Da? De ce credeți că Lucian Iliescu n-a venit să-și ridice titlul? Părerea mea este că domnul Lucian Iliescu este o persoană cu experiență politică destul de amplă și cred că și dânsul a luat în calcul astfel de aspecte care le-am enumerat eu mai devreme. Cred, sau cel puțin așa îmi place să cred. Ce părere aveți de afirmația pe care Lucian Iliescu a făcut-o aici, în platoul E timpul să vorbim, și vă întreb asta chiar în circumstanțele actuale în care cei de la vârf
veniți la Giurgiu într-o ședință, în vestita ședință, au spus că nimeni nu va mai ieși la declarații. Cu toate astea, de fapt, înainte de această ședință și conferință de presă unde s-au spus aceste lucruri, Lucian Iliescu a afirmat aici la E timpul să vorbim că domnia sa va candida din nou la fotoliul de primar. Da, trebuie să recunosc că am văzut emisiunea aia, vă felicit pentru emisiunea, a fost o emisiune reușită, zic eu. Da, am remarcat și eu afirmațiile domnului Iliescu și ce pot să spun? Dânsul este liber să își dorească orice. Credeți că ar mai avea șanse? Mi-e greu să spun eu în momentul acesta. Bine. În schimb, dânsul a spus altceva, că dacă domnul deputat Florian Nicolae va candida, da, așa este, la fotoliu de primar, dânsul nu mai candidează. Cam pentru asta că, a fost... Da, a spus că va pierde. Va pierde dacă Floricel candidează textual. Bănuiesc că a analizat anumite aspecte când a spus așa ceva. Și a spus că alege să-l susțină pe Nicolae Florian. Da, nu sunt eu în măsură să cum să zic, să analizez, sau mai bine zis, să analizez pot. Dar să-i dau sfaturi domnului Iliescu, dacă dânsul consideră că este oportun să facă pasul acesta, din punctul meu de vedere, poate să-l facă. Dacă dânsul consideră că trebuie să susțină pe altcineva, este liber să o facă, este părerea dânsului și trebuie să o respectăm. Cam astea sunt părerile care pot eu să le emit vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră. Ați observat că presa locală face tot felul de supoziții, ecuații. Bine, presa locală cine face candidează, mult. Îi pună, îi așează în echipe. Nici măcar pamflet nu le poți numi. Ce părere aveți de, cel puțin în situația de fapt, de față, dacă e să ne referim la Nicolae Florian, n-a avut niciun fel de poziție, adică efectiv își vede de treabă acolo în PSD, nu a răspuns nici cum, nici nu a dat vreun semn în vreun sens, încât ce părere aveți de aceste... Pe mine, vis-a-vis de presa locală, în special presa care eu îi spun presa servită. Presa servită... N-aveți de unde să știți. Spun eu, pentru că mai știu una alta. Adică sunt unii care iau bani de la Consiliul Local și scriu tot felul de bazaconii. Dacă iei bani de la Consiliul Local sau Nu neapărat că eu aș fi fost de acord, nimeni nu ne-a întrebat. Sunt și direcțiile subordonate care au contracte cu anumite publicații locale. Dar asta este altă problemă. Pe mine mă deranjează faptul că acești jurnaliști nu verifică înainte să scrie. Eu am văzut tot felul de articole scrise după ureche numai de dragul de a denigra pe cineva. Și aici vorbesc la persoana mea, în primul rând. Am fost terfelit în fel și chip. Mi s-a dus capul la tomberon. Deci capul meu era pur și simplu tăiat și dus la tomberon de un anumit jurnalist. Mă hotărâsem să-l dau în judecată și mi-am dat seama că poate n-a știut ce face. Poate a făcut chestiunea asta pentru, nu știu, pentru o bucată de pâine, să zicem așa, plastic vorbind. Da? Dar asta nu înseamnă că lucrurile vor merge... La ce articol vă referiți. Lucrurile nu pot merge la nesfârșit. Și vis-a-vis de chestiunea asta am în față două articole care au fost scrise în urma acelei faimoase ședințe despre care discutăm din 29 ianuarie. Da? De două publicații, nu-i dau numele primei publicații și nici celei de-a doua, dar vreau să vă spun că titlul sună cam așa: Florian Velicu la un pas de ani. Ce înțelege un om normal la cap prin chestia asta? Un alt titlu: Velicu a vorbit și a votat când trebuia să tacă. Cine este această persoană să-mi spună mie când să tac și când să vorbesc? Asta așa, două situații legate exact de ședința din 29 ianuarie. Astfel de situații au mai fost, v-am spus. V-a deranjat foarte mult, foarte mult ce s-a întâmplat acolo. Am spus... nu știu dacă îl numim conflict ce s-a întâmplat atunci în ședință, pentru că avem imagini. Nu, pentru că eu m-am ridicat pur și simplu când s-a terminat ședința și mi-am văzut de treburile mele, n-am vociferat, am spus că lumea este deja sătulă. Pur și simplu v-ați abținut. M-am abținut la un punct, punctul 44, dacă nu mă înșel,
când Consiliul Local Giurgiu, conform legii, trebuie să acorde calificativul obținut de activitatea sau în funcție de activitatea pe care a desfășurat-o secretarul Petre Roșu pe anul 2014. Da? S-a propus acolo să îi se acorde calificativul de foarte bine. Eu am fost singurul care am spus că mă abțin de la vot și vă pot și spune de ce, dacă vă interesează. Ne spuneți, dar aș vrea să vedem materialul și scena care pe dumneavoastră aveți, ar fi okay. care pe dumneavoastră v-a deranjat. Dacă avem materialul, vă rog. Trebuie să aprobăm referatul pentru aprobarea calificativului domnului secretar Roșu. În conformitate cu prevederea articolului 36 aliniatul 2 litera D din hotărârea Guvernului 611/2008 privind aprobarea normelor de organizare și dezvoltare a carierei funcționarilor publici, acordarea calificativului pentru secretarii unităților administrative teritoriale în cadrul evaluării anuale se face de către primar la propunerea Consiliului Local. Rog a fi supus pe aprobare calificativul secretarului municipiului Giurgiu pentru anul 2014. Deci avem foarte bine, satisfăcător și nesatisfăcător. Foarte bine. Deci mergem pentru calificativul foarte bine. Foarte bine, da. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva. Pentru merite deosebit. Asta e... Am venit cu... Că suntem tot la compatibilități și incompatibilități. Vedeți că sunteți următor. Deci director la ADI este incompatibilă cu funcția de cu... Consilier local, da. Asta că tot fața. Ce te duci după margine. Deci sunteți director retribuit la ADI și n-aveți voie. Nu, dacă nu mai sunt adevărat de clar închise lucrările ședințe de astăzi care a fost mai adevărat. Că a fost așa de lucrurile. Am ieșit în fost. Avem sărbătorii să dăm. Da, ne întoarcem în direct cu consilierul local Florin Velicu. Domnule consilier, eu am citit articolele. Da. Sau poate nu le-am citit pe toate. Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acolo. Doar că eu am citit în presă că afirmațiile au fost făcute de secretarul Petre Roșu. Aveți mare dreptate, da. Așa este. Și eu am constatat cu stupoare că în presă apare că afirmațiile au fost și făcute un de singur secretarul... articol și nu un singur, da, jurnalist. Nu. Eu zic că e o scăpare a jurnaliștilor, dar culmea e că au fost de față. Iar înregistrările sunt pe rețelele de socializare, pe YouTube, pe... în fine. Părerea mea este că cineva le-a indicat să facă asta. Să scrie că domnul secretar a făcut afirmațiile, nu domnul primar. Nu mă mai interesează. Ați văzut și dumneavoastră ce mascaradă a fost acolo și tocmai de aia am recurs la da, această... Da, v-a spus că sunteți incompatibil, sunteți următorul... Da, sunt următorul pe lista ANI. Că sunteți director? Doamna Drăgulin, domnul primar se află într-o mare eroare. Eu nu știu cum citește dânsul articolul 88 din legea 161 care reglementează incompatibilitățile consilierilor locali, dar eu vă spun că acolo scrie foarte clar că un consilier local este incompatibil dacă ocupă funcția de director, director general, manager, președintele sau secretarul adunării generale a acționarilor la societățile, atenție, la care consiliul din care face parte este acționar. Acționar, da? Deci vorbim de societate, legea 31 a societăților și acționar. ADI-ul este o asociație de dezvoltare intercomunitară care nu funcționează în baza legii 31. Așa că nu are nicio legătură una cu cealaltă și pentru asta am recurs la această acțiune în instanță pentru a-i cere domnului primar, deci, în primul rând, să înțeleagă o dată pentru totdeauna unde recurs, este incompatibilitatea. Am recurs la această acțiune în instanță.
atât de tare v-a deranjat ce s-a întâmplat acolo? Că... Stimată doamnă, este evident că acuzele aduse unei persoane publice... V-ați gândit bine înainte de al... Cu siguranță, vă dați puțin lucru. Eu vă cred. Să chem în instanță pe cineva, oricine ar fi persoana. Eu vă cred, dar domnul primar mie mi-a demonstrat în ultima perioadă și domnul secretar, pentru că de-aia m-am abținut la vot și nu i-am acordat un calificativ de foarte bine. De ce nu i-ați acordat? Domnul secretar, anul trecut, când eu am asistat la acea mascaradă cu privire la constatarea încetării mandatului de consilier a mea din Consiliul Local, am călcat tot ce se putea încălca. Aici vorbim de legi. Iar menirea dânsului acolo este să vegheze la buna aplicare a legii. Tocmai de aia i-am acordat acel calificativ de... și m-am abținut de la vot. Adică asta înseamnă că pentru mine e nesatisfăcătoare activitatea dânsului pe anul trecut. Și credeți-mă că am toate datele. Adică dacă sunteți dispuși, să putem discuta cu un dosar în față, cu toate documentele. Eu i-am făcut cunoscute anumite aspecte, iar dânsul s-a făcut că nu le vede. Și i-am făcut cunoscute prin adrese înregistrate la Consiliul Local. Adică nu prin vorbe, prin adrese. Iar acele adrese nu le-a văzut. În speță, acum sunt hotărât și am luat deja niște documente de la Consiliul Local din 2010, similare, unde un alt coleg consilier la vremea aceea, pentru că eram consilier și la vremea aceea, a fost exclus dintr-un partid, nu-i dăm numele partidului că n-are importanță, nici numele consilierului, în schimb primarul de la acea vreme și secretarul, același secretar care este și astăzi pe aceeași poziție, a tratat diferit lucrurile. Adică, partidul face cunoscut că l-a exclus și ei spun că amână până la soluționarea definitivă a cauzei. Da? În expunerea de motive, care este semnată și de domnul secretar la vremea aceea, spune că punerea pe ordinea de zi a acelui punct va fi făcută la momentul rămânerii definitive a documentului, în contextul în care eu i-am spus, domnul secretar, am făcut, conform statutului partidului din care a făcut greșeala, adresă și plângere la Comisia Națională de Statut, Etică și Litigii. Răspunsul va veni în 20 de zile, da? În interiorul acestor 20 de zile, ei au făcut deja hotărâre de Consiliu și m-au și eliminat de acolo fără să aștepte ca documentul să fie definitiv. Ăsta e abuz în funcție, doamna Drăgulin. Da. Ați mers în instanță. Ați depus deja o... Da. Am acțiune aici. Dosarul este 1619 per 236 per 2005, depus astăzi la Registratura Judecătoriei Giurgiu 0502. Dacă vreți vă pot da documentul, să vă uitați un pic pe el. Da, sigur că da, să-l arate și la cameră. Subsemnatul Velicu Florian. Gata, suficient că aveți date personale acolo, da? Și... Da. În fine, oricum sunt publice, suntem persoane publice, n-avem cum să ne ascundem de probleme de genul ăsta. Și dacă am dorit să ajungem în spațiu public, trebuie să ne asumăm toate aceste aspecte. Aici, în motivul cererii, începeți să explicați de la ce a pornit. Vă și justificați votul, după cum observ. Nu, ca să înțeleagă mai bine completul de judecată, nu? Da, vreau să spun contextul. Că eu vreau să spun că am depus la dosar și hotărârile date în instanța de contencios, ca să înțeleagă de unde această dorință a primarului Barbu să scape de mine cu orice preț din Consiliu. Ce, cum v-ați simțit așa? Care a fost sentimentul care v-a mânat să faceți acest pas? Pentru că, din ce am înțeles eu, v-ați simțit prejudiciat ca imagine. Păi, scuzați-mă, în contextul în care toate acuzele au fost făcute într-o ședință de Consiliu, ședință de Consiliu care este televizată și transmisă, cred eu, de aproape toate televiziunile din Giurgiu, locale. În același timp a fost preluată, cum discutam mai devreme, de către presa scrisă
Și bine, distorsionat un pic subiectul, probabil că așa li s-a indicat să scrie. Da. Ați cita din cererea dumneavoastră, cu ghilimele, citez, că toți suntem la compatibilități, exact ce a afirmat primarul în ședința de consiliu, că toți suntem la compatibilități și incompatibilități. Vedeți că sunteți următorul, să reluăm, în situația în care la televizor nu s-a înțeles foarte bine. Da, sunetul nu era tocmai. Vă asigur că ceea ce scrie acolo sunteți... este real, ceea ce da, s-a știu discutat. Pentru că am văzut materialul și l-am revăzut. Că toți suntem la compatibilități și incompatibilități, vedeți că sunteți următorul, sunteți director la ADI și este incompatibilă cu funcția de consilier. Sunteți director retribuit la ADI și nu aveți voie, sunteți incompatibil. Reveniți dumneavoastră și spuneți, această afirmație a părâtului este una neadevărată și consider că a fost făcută cu rea intenție, având ca drept scop defăimarea și incriminarea mea în fața concetățenilor, inducându-se acestora eronat ideea că eu am încălcat legea și mai mult, în prezent, ca urmare a acestei încălcări, sunt incompatibil, iar exercitarea mandatului meu nu mai este una legală. Corect? Păi, dacă ne uităm foarte superficial la ce a spus un jurnalist într-unul din articole, consilier municipal, în paranteză, încă. Da? Da. Ce să vă zic? Ați luat, nu vă cer numele jurnalistului, pentru că nu știu clar dacă este așa și nu vreau să se simtă nimeni jignit aici, dar ați luat legătura cu jurnalistul respectiv, pentru că suntem într-un oraș mic unde ne cunoaștem. Cu siguranță. Da? Am încercat să iau legătura cu domnul respectiv, am sunat o singură dată, trebuie să recunosc, nu mi-a răspuns. Nu pot să-l acuz că nu mi-a răspuns, că n-a vrut să-mi răspundă, n-am mai insistat. Mă gândeam la momentul depinde acela... Depinde dacă avea numărul dumneavoastră la agenda, da. Că mă gândeam, nici eu nu sun înapoi dacă nu cunosc. Știi ce se întâmplă? Eu răspund la toate numerele care mă sună. Nu știu cine e, cum e, dar răspund. Asta când vine de numărul de, de numărul da, de telefon da. Personal. Pe numărul de telefon de serviciu răspund și sun la nu, orice nu, eu vorbesc de numărul meu personal, care l-am de mulți ani. Și, în fine, am încercat să cer un drept la replică, după care m-am hotărât să fac această acțiune și am spus că o să chem și pe cei care au scris bazaconiile astea să le demonstrez că este ca mine, nu ca ei. Iar legea nu se... În contextul în care nu stăpânești legea, nu te-a pus să faci acuze. Ce a spus avocatul care vă reprezintă și precis v-a și consiliat? Ce să spună? Aveți șanse să câștigați? Este foarte bine să acționez așa. Este clar că nu se poate tolera la nesfârșit o astfel de atitudine. Și să nu mai... Ar trebui să discutăm un lucru foarte important. Toate aceste acuze au fost făcute într-o ședință de consiliu de către primarul municipiului. Primar care, conform legii, are statutul de invitat în ședințele de consiliu. Da? Președintele de ședință este suveran în aceste ședințe de consiliu și dacă vedeți acolo, președintele de ședință a închis ședința, a declarat închisă ședința după ce domnul primar mi-a adus acele acuze. Avem, vă întrerup puțin pentru că avem mesaje de la telespectatori, revenim la ce discutam. Politichia giurgiuveană este colorată, dar are un mare defect, lipsește cu desăvârșire. În rest, să votăm cu turma, că e mai bine așa. Așa se desfășoară ședințele Consiliului Local. Bună seara, domnule consilier! În calitatea dumneavoastră, ce părere aveți vis-a-vis de bilanțul poliției locale în care s-a spus piloși, nepregătiți, etc.? Poftim? Păi, la bilanțul
Mă gândesc că aveți idee că... Stați un pic, că m-ați luat prin surprindere. Știți că a avut loc bilanțul al poliției locale, așa cum se întâmplă în fiecare an. Și acolo primarul municipiului se pare că a făcut aceste afirmații. Dumnezeule. Da. Nu știți despre... Nu știu despre aspectul atunci... ăsta. Nu știu, dar mă surprinde și mă surprinde în mod neplăcut. Așa ceva nu se face. Este o chestiune care ar trebui să dea de gândit. Da, dacă a afirmat asta, ce să vă spun, poliția locală este în slujba municipalității. Nu pot să cred că avem niște polițiști nepregătiți. Da? Sub nicio formă. Au competențe destul de largi și nu știu, mă abțin deocamdată pentru că știți nu ce sunt se întâmplă? Documentată. Eu am observat în ultima perioadă și asta e o nemulțumire a mea pe care am ridicat-o și în ședințele de Consiliu. Se pare că unii o înțeleg, dar nu vor să o împărtășească, alții nu o înțeleg și nici n-au cum să o împărtășească, în fine. Sunt foarte multe activități pe care Consiliul Local le face. Trebuie să clarificăm o dată pentru totdeauna. Consiliul Local este cel care stabilește ce trebuie să facă executivul. Executivul fiind primăria. Da? Deci Consiliul Local nu are niciun grad de subordonare cu primăria. Niciun grad de subordonare. Așa că apucături de genul ăsta, să punem la colț pe ăla, pe X, pe Y, pe Z, că noi suntem zei și alții sunt niște... Da, nu este în regulă. Nu, primarul nu are menire de conducător de ședință, nu are menirea de conducător de ședință. Am spus mai devreme, conform legii, rolul primarului în ședințele de consiliu este, calitatea este de invitat. Ne întoarcem la acțiunea din instanță, domnule consilier. Da. Ați cerut, ați emis și niște pretenții în instanță. Și anume, obligarea părâtului în speță Barbu Nicolae la plata unei despăgubiri în cuantum de 50.000 de lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului ce mi-a fost cauzat prin afirmațiile sale neadevărate făcute în cadrul ședinței Consiliului Local al municipiului Giurgiu cu privire la existența stării mele de incompatibilitate. Ați cerut despăgubiri morale? Dar mi se pare normal. De 50.000 de lei? Bine, eu zic că e o sumă rezonabilă și vreau să vă spun de acum. Atât valorează... Nu. Am zis că nu poate fi trecut un leu, pentru că o astfel de situație în care cineva își permite să te acuze pe nedrept, necunoscând anumite articole de lege, că numai așa își dorește el să fie, așa și-ar dori să se întâmple, nu poate fi trecută cu vederea, decât dacă, nu știu, ce partipriuri poți să ai cu acea persoană. Sau cum te poate convinge să nu acționezi în felul ăsta. Acea sumă, și vă declar acum și o să vedeți că mă voi ține de cuvânt, în cazul în care voi câștiga acest proces, și eu sunt convins că așa va fi, pentru că nu vreau să mă interpun între ce are de făcut justiția, nu sunt în măsură și nimeni nu este în măsură să spună justiției ce are de făcut. Dar voi face de așa natură încât probele care le pun în fața judecătorului să arate că realitatea este ca mine, cum le-am arătat și greșelile care le-au făcut când m-au dat afară din consiliu. Obligarea părâtului la prezentarea hotărârii de condamnare în ședința Consiliului Local al municipiului Giurgiu, imediat următoare rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, condamnare la plată. Corect, da. Pentru mine aia atârnă mai mult decât suma aceea. Ce faceți cu banii? Ce vă cumpărați? Asta vreau să încep. Da, nu o să-mi cumpăr nimic, vă garantez că banii aceia vor fi donați. Nu știu. Am înțeles că sunt niște probleme acum pe la cantina de ajutor social, sunt niște persoane acolo care nu mai pot fi, nu mai beneficiază de o normă, aceea masă care li se dădea. Poate vor beneficia în momentul în care eu voi lua acea sumă, o donez acolo. Da. E o chestiune, în primul rând, de orgoliu, și aici trebuie să înțeleagă toată lumea. În momentul în care dreptatea știi că este de partea ta, nu poți să nu te manifesti ca atare. Asta înseamnă că ori ești impotent, nu mă refer la
situații, așa, impotent ca om vorbim, da? Ori ai alte probleme. Din punctul meu de vedere, nu am niciun motiv să mă las călcat în picioare în felul acesta. Deja e prea mult. Și dacă domnul primar n-a înțeles, probabil că o să înțeleagă într-o bună zi. Este prea mult. Noi nu suntem Consiliul Local, nu este bătaia de joc a primarului, nici, sub nicio formă. Da. Care am înțeles de ce îl chemați în instanță, ați depus acțiunea, să ne anunțați și pe noi când aveți primul termen, pentru că vom urmări. Dacă sunteți interesați, cu cea mai mare plăcere. Cred că oricine din presa locală este interesat și nu numai. Nu doar presa locală, pentru că nu e un lucru foarte obișnuit așa. Bine, pe lângă ce se întâmplă acum la nivel național, ce să vă spun, atenția e distrasă mai mult de ce se întâmplă la vârf, arestări și așa. Bine, mai din păcate trăim, din păcate zic eu pentru cei care trăiesc de la mediul în jos. Într-adevăr, părerea mea este că sunt bulversați în momentul ăsta ce se întâmplă la nivel național. Deci sunt niște situații pe care orice om normal la cap n-are cum să nu le condamne. Este foarte adevărat, domnule consilier. Acum, fiindcă ați adus vorba despre asta, dar câtă vreme văd că în timp ce se împarte ecranul în două, într-o parte se află Elena Udrea dusă la DNA și Daniela Crudu, deja deja au căzut în ridicol cu aceste acțiuni din punctul meu de vedere, câtă vreme rafineria Rafo Onești este dusă la fier vechi, pentru că cel care a cumpărat-o s-a gândit să facă altceva cu terenul. Mi se pare că atenția este distrasă de la lucrurile adevărat grave. Nu mi-atrag atenția decât atunci când voi auzi, bine, urmăresc pentru că mă interesează, dar și mai mult mă interesează când va fi recuperat prejudiciul adus de acești oameni. Pentru că se cam pupă sumele așa cu procentele tăiate din salarii și pensii. Și până nu aud, aproape că nu mă lasă rece aceste arestări, dacă au greșit, să plătească și cu libertatea, dar în primul rând nu trebuie să se întoarcă la prejudiciul, aici e problema, în care au trăit. Da, așa este. În primul rând trebuie recuperat prejudiciul. Sigur că creat, da. Și după aia să mai vedem dacă mai este atât de interesantă acțiunea. Atunci. Da. Care mai este situația, domnule consilier, sau cum vedeți dumneavoastră situația în cazul supleantului postului dumneavoastră, domnul consilier Dumitru Gărgărea? Sunteți 2-1 acolo, titra și presa. O, mi-ați răsucit cuțitul în rană. Vă mulțumesc pentru întrebare. Aveți o rană sângerândă am o rană. Chestia asta? Am o rană pe care trebuie să o închid, într-un fel sau altul. Că deja bătaia de joc este dusă la extrem. Aici este de durată subiectul, adică explicarea lui trebuie să le reamintim telespectatorilor că la această oră Consiliul Local are 20 de mandate valide conform alegerilor locale din 2012. Da? Bun. Haideți să vă explic cât pot eu de pe scurt această situație. Și eu vă întreb. Nu, lăsați-mă să termin ideea, vă rog. 20 de mandate valide. Câți consilieri vă așezați la masa ovală? 20 de consilieri cu mandat plus 1, așa zis, consilier. Câte voturi se numără atunci când votați un punct de pe ordinea de zi? Dacă ați... Într-o unanimitate. Nu știu dacă aveți câte, toată o unanimitate, câte voturi întrunește într-o ședință? Haideți să vedem dacă, un material. Dacă aveți cumva materialul de la începutul ședinței, când domnul secretar este întrebat de domnul președinte al ședinței dacă este legal constituită ședința de consiliu, domnul secretar spune: sunt prezenți toți consilierii. Haideți să urmărim materialul, remarcă, da? Și comentăm după, dacă avem materialul, vă rog. Domnul secretar,
ședința este constituită legal, sunt prezenți toți consilieri. Procesul verbal, procesul verbal al ședinței din data de 18 decembrie 2014. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Aprobăm și procesul verbal din data de 23 decembrie 2014 de la ședința extraordinară. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Procesul verbal din data de 29 decembrie 2014 de la tot de la ședință extraordinară. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Ne-am întors în direct după fragmentul din ședința de Consiliu Local din 29 ianuarie. Am văzut acolo, domnule consilier, că domnul secretar Roșu s-a ferit să spună un număr de consilier. Atunci când un număr, să spună o cifră, când ați întrebat dumneavoastră câți consilieri. Câți mai precis? Asta mă întreba. Câți mai precis? Toți! Toți! Ce vă spune asta? Da, s-a ferit, din punctul meu de vedere, eu așa văd, s-a ferit să spună, ați insistat, a fost întrebat da, de două da, ori. Da. După care a intrat omul de serviciu al Consiliului Local, Ionel Tinu, care completează de fiecare dată, toată lumea lasă, președintele ședință... Păi trebuie să se amuze și oamenii, păi, da, știți ce se întâmplă, oamenii cred că au destule probleme care se... O atmosferă relaxată în Consiliul Local, se râde, se glumește, se mai zbiară. Nu e chiar așa. Se mai... un lucru, adică un fel de bătaie de joc. Așa, ei, ați ajuns unde trebuie. La adresa giurgiuvenilor. Ei, eu nu sunt de acord cu aspectul ăsta. Pentru mine... Și am mai remarcat totodată că vă abțineți foarte mult de la vot. Foarte mult. Nu știu. Aveți o atitudine distinctă față de restul consilierilor. Vă abțineți nu foarte fac mult un efort să fac chestiunea asta, să știți. Sunt anumite puncte de pe ordinea de zi cu care nu sunt de acord. Și este dreptul meu să mă abțin de la vot. Este clar. Sau să votez împotrivă. Sau să fiu de acord. Asta este. Cine nu a înțeles încă aspectul ăsta... Și cine dă vina pe, vezi, doamne, n-ai respectat linia partidului, domnilor și doamnelor, fiecare consilier în parte este răspunzător pentru modul cum votează. Da? Iar votul este al fiecăruia. Momentul în care linia partidului te trimite să faci anumite aspecte cu care nu ești de acord, eu de fiecare dată am spus cu asta nu sunt de acord, iar în ședință nu voi vota așa. La întâlnirile când eram un grup compact. Da. Ei, pentru unii n-a fost în speță, pentru domnul Vladu, pentru alții, nu este un punct corect. În secolul 21, la 25 de ani de la Revoluție, să ne comportăm așa, să nu avem dreptul la opinie sau la păreri care sunt pertinente, mi se pare deja prea mult și nu pot fi de acord cu așa ceva. Da, mai avem mesaje, dar până atunci suntem aproape de finalul emisiunii. Aoleu. Da, am ajuns la finalul emisiunii. Haideți să abordăm situația asta cu 20, cu 21. Da, vă întreb dacă ați sesizat undeva acest aspect, pentru că e hilar ce se întâmplă. Haideți acolo. Haideți să vă spun care e situația. Eu am cerut instanței, nici legal nu cred că după, este. De fapt am cerut o disjungere a procesului. Capetele de cerere erau 1. Să se pronunțe pentru anularea hotărârii privind constatarea încetării mandatului meu de consilier. Un alt capăt de cerere cerea suspendarea până la soluționarea definitivă. Bine, ordinea e un pic invers, dar în fine, să înțelegem toate capetele de cerere. Iar al treilea, care a avut termen pe 27 noiembrie 2014, era un capăt de cerere care solicita exact anularea hotărârii de Consiliu prin care a fost validat supleantul în speță domnul Gărgărea. Eu nu am nimic cu acest om, trebuie să înțeleagă o dată pentru totdeauna, că văd că a început să-i pună alții tot felul de, cum să zic,
să-i spună tot felul de prostii, nu este real, n-are nicio legătură. Ce fel de prostii? Pentru că eu vreau neapărat să-l dau afară de acolo. Locul lui nu mai este acolo. Deci el trebuie să înțeleagă un lucru. În momentul ăsta, el este în Consiliu cu o calitate pe care nu știu cine o știe. El nu are mandat. Mandatul de consilier al meu a fost întrerupt prin acea ilegalitate care s-a făcut la data în care s-a constatat încetarea mandatului și a fost reluat în baza unei hotărâri definitive judecătorești. Da? Deci eu mi-am reluat mandatul de acolo de unde a fost el întrerupt. Respectivul supleant, în speță domnul Gărgărea, a rămas în Consiliul Local printr-un tertip făcut de doamna prefect, atacând hotărârea de Consiliu, care a fost dată cu o săptămână înainte de data de 27, când trebuia să se pronunțe instanța pe acest capăt de cerere și trebuia să soluționeze instanța cum considera că este bine să soluționeze acest capăt de cerere. Doamna prefect, atacând la o săptămână după, a obstrucționat în primul rând justiția, pentru că n-a lăsat-o să se pronunțe pe niște documente care erau în vigoare la momentul acela și a suplimentat și Consiliul Local cu un așa zis consilier. Nu știu dacă dânsa a avut cunoștință de toate aceste aspecte. Eu m-am hotărât să-i fac o sesizare doamnei prefect, prin care să o întreb dacă a avut cunoștință de toate aceste aspecte. Pentru că este anormal. Ba mai mult decât atât, acest domn consilier primește și indemnizație de ședință și indemnizații de ședință de comisii de specialitate. În comisiile de specialitate eu am făcut o solicitare către secretarul Roșu și către primar atunci când am obținut hotărârea definitivă să fiu repus în acele comisii din care am fost dat afară în urma acelei hotărâri de încetare a mandatului. Și au refuzat. În schimb, domnul Gărgărea, care nu are mandat valid, este în aceste comisii. Și este și remunerat pentru treaba asta. Este situație unică în România, cu siguranță, și în același timp bombă de presă națională. Deci este anormal ce se întâmplă. Domnilor consilieri, stimați colegi, trebuie odată pentru totdeauna pusă în ordine situația Consiliului Local. Ședințele se desfășoară într-un cadru nelegal. Nu se poate ca pe 20 de mandate să voteze 21 de consilieri. Plătit al 20. Asta e problema. Dacă se întoarce și consilierul Marius Stanciu. Într-un final trebuie să se întoarcă și el, pentru că și el este în procese cu Consiliul Local și la el lucrurile au fost bine, tot e la acea fel situație, de unu sau nelegale ca și la mine, da? Nu se poate trata așa. Deci asta înseamnă să ducem în derizoriu ceea ce înseamnă Consiliul Local. Iar eu nu sunt de acord cu așa și ceva. Și lăsați lucrurile așa? Nu. V-am spus că sunt hotărât să fac o adresă către doamna prefect. Și în același timp chiar m-am hotărât să mă înscriu și într-o audiență la dânsa, să-i explic toate aceste aspecte, că poate n-a știut. Dar în același timp mă surprinde o altă atitudine a dânsei. Hotărârea mea, hotărârea lui Stanciu, hotărârile de Consiliul Local, ca să fie titulatura completă, să nu zică cineva să-mi pună în gură cuvinte care nu le-am spus. Hotărârea de Consiliu al lui Velicu, hotărârea de Consiliu al lui Stanciu, este similară cu hotărârea lui Gărgărea. Adică ele sunt la fel. La Gărgărea vezi că s-a încălcat nu știu ce paragraf din Constituție, dreptul la acces la justiție, în fine, ceva de genul, îmi scap acum. În schimb, la noi nu le vezi. În contextul în care și noi am făcut sesizări și am solicitat să constate că este ilegală acea hotărâre de Consiliu și are toate motivele să le atace. Pentru treaba asta am niște semne de întrebare și o să trebuiască să le lămurim într-un final și în același timp sunt hotărât să inițiez, că am dreptul să inițiez în calitate de consilier cu mandat valid, că este deja e o diferență. Unii sunt consilieri, dar fără mandat, alții sunt consilieri cu mandat valid. Să inițiez un proiect de hotărâre prin care să solicit Consiliului Local să anuleze hotărârea care a fost atacată de doamna prefect și în același timp să inițiem un alt proiect de hotărâre care să anuleze hotărârea de validare a lui Gărgărea din Consiliul Local. Da, am înțeles cum stau lucrurile și așteptăm și noi să vedem cum
se vor desfășura lucrurile, pentru că nu, nu este normal. Să citim, să mai citim din mesajele telespectatorilor noștri. Bună seara! Ordonanța aia cu transferul din partid în partid nu a fost declarată neconstituțională, deci nulă de drept. De ce nu încep să se vadă efectele? Acea ordonanță a fost într-adevăr declarată neconstituțională de Curtea Constituțională, dar în același timp a fost trimis către Parlament, a fost trimisă către Parlament să fie modificată și respinsă de către Parlament. Prin acele modificări vor fi și stabilite modalitățile în care se va proceda cu acești, nu vreau să-i fac traseiști. Ce nu ați înțeles? Barbul a vrut doar să ia locul lui Iliescu, atât, să fie el primar și nu ăla. Iată efectele, domnul Velicu poate să confirme. Da. Nu știu, e un mesaj. Domnule consilier, cei ca dumneavoastră în ultimii 25 de ani a lăsat județul Giurgiu fără locuri de muncă. Suntem un județ de asistat social. Îmi din este păcat. Rușine să spun că sunt din Giurgiu. Se semnează Nicu din Malu. Are dreptate, doamnă. Aveți dreptate. Este, domnule... este o mare realitate pe care Nicu trebuie să Malu. Recunosc că am momente în care mi-e rușine că sunt ales local. Nu-i, și vă spun și de ce. Nu știu dacă este momentul ar să ne facem să meargă astfel. Treaba bine, că sunteți da, chiar mai da. Mulți decât trebuie acolo. Da. Ah, nu cred. Nu cred. Vă apreciez verticalitatea, domnule Velicu. Felicitări. Felicitări, doamna Drăgulin, pentru emisiune. Felicitări, domnule consilier, pentru curaj, integritate și respect față de poziția pe care o dețineți. Țineți-o tot așa. Domnule consilier, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mai aștept și cu alt prilej atunci când veți avea ce ne spune vis-a-vis de situația din Consiliul Local. Dacă acolo se întâmplă lucruri despre care giurgiuvenii nu știu, lansez invitație către toți consilierii locali, pentru că ne interesează ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platou, pentru exclusivitatea pe care ne-ați acordat-o. Și ce să vă spun, nu vă urez nimic, vă urez succes doar în activitate și să ne țineți la curent cu activitatea dumneavoastră. Procesul om trăi și om vedea. Mulțumesc frumos pentru invitație și fiți sigură că vă țin la curent. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Ați văzut ce se întâmplă în Consiliul Local. Noi urmărim și vă ținem la curent. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit ca de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru mesajele dumneavoastră. Noi ne revedem luni la o ediție specială Audiența. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!